Festivalul Cuhia Voievodală a reunit și în acest an fii ai satului, turiști, oficialități, dar și artiști de renume în cadrul celei de-a 11-a ediții. Evenimentul a devenit deja o tradiție pentru această comună și reprezintă o bună oportunitate de promovare a culturii și obiceiurilor locului. Festivalul este un bun prilej în care oamenii locului să-și amintească de înaintașii lor, iar turiștii să descopere istoria bogată a comunei Bogdan Vodă. Festivalul nostru, iată că a ajuns la a 11-a ediție și prin intermediul acestui festival pe care îl organizăm în fiecare an, cu mici excepții în perioada pandemiei, vreau să vă spun că acest festival are ca scop ducerea mai departe sau a transmite mai departe tradițiile, obiceiurile populare, portul nostru tradițional, prin intermediul acestor copii minunați și acestor tineri minunați, care, din plăcere, vin și învață pentru a transmite mai departe tradițiile noastre din moș strămoș. Trebuie să nu uităm că suntem urmași ai voievodului Bogdan și trebuie să știm și să dorim să ducem mai departe istoria, cultura și tradițiile noastre populare. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, părinților pentru că îi susțineți și, în al doilea rând, copiilor și tinerilor care fac aceste eforturi pentru a veni de fiecare dată, de câte ori avem nevoie de ei sau pentru a reprezenta comuna noastră la diferite festivaluri sau diferite evenimente culturale. Vă doresc să vă simțiți bine, să vă petreceți și să fiți sănătoși, să ne vedem de fiecare dată în această formulă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze Maramureșul. Mulțumesc! În continuare, îl rog pe domnul senator să ne transmită un mesaj. Lăudăm pe Iisus! În primul rând vreau să spun că mă bucur că revin în Bogdan Vodă, în Cuhia, așa cum îmi place mie să spun, în comunitatea din care a plecat Bogdan Vodă, întemeitorul Moldovei. Îi mulțumesc doamnei primar pentru invitație și pentru faptul că se ostenește să continue tradițiile din Maramureșul Voievodal, pentru că asta înseamnă pentru noi un element extrem de important. Tradițiile, biserica și îl salut pe Părintele Simon, că alături de noi, de altfel nu se putea fără biserică să facem ceva, nu poți să faci ceva bun fără biserică. Tradițiile și biserica fac parte din viața noastră și ne reprezintă. Tradițiile trebuie continuate, este a 11-a ediție, sunt sigur că vom fi tot așa și peste o 10 și încă peste 10 și la 31-a ediție vom fi la fel deschiși și primitori față de tradițiile noastre. Vă urez distracție plăcută, sper să ne țină distracția pentru că va ploua în curând, dar mai bine plouă un picuț și după aceea o să fie răcoare decât să stăm în soarele fierbinte, așa că vă urez o duminică cât mai frumoasă, Dumnezeu să ne ajute. De asemenea, ca de fiecare dată, domnul inspector școlar general, care ne susține, pentru că îl considerăm de al nostru, fiind, am mai spus de fiecare dată, o parte a timpului lui și o petrece și în Bogdan Vodă, fiind ginere aici în Bogdan Vodă. Îl invit la microfon. Mulțumesc, doamna primar, lăudăm pe Iisus. Dacă colegii mei spuneau că vin cu mare drag la Bogdan Vodă, eu vin și cu mai mare drag pentru că mă consider acasă aici la Bogdan Vodă. Și mă bucur că sunt astăzi aici, vreau să-i felicit și eu pe acești minunați copii, pe dumneavoastră, dragi părinți, pentru că îi încurajați. E nevoie ca tradițiile să meargă mai departe, e nevoie ca ceea ce este frumos în Maramureș, și spunea colegul meu Cristian, despre biserică, despre tradiții, sunt stâlpi pe care se întemeiază Maramureșul nostru, credința, obiceiurile și tot ceea ce înseamnă, ceea ce este frumos. Vă felicit, doamna primar, pentru tot ceea ce faceți la Bogdan Vodă. Sunt ferm convins că veți continua să dezvoltați această comunitate și cu cât timpul ne va arăta că cei care v-au dat încă o șansă au făcut, veți dovedi că au meritat și că tot ceea ce v-ați propus o să se întâmple. Vă felicit încă o dată și
Cu mare drag întotdeauna o să răspund prezent invitației dumneavoastră. Să aveți o duminică frumoasă, să vă bucurați de această sărbătoare a comunității și să ne vedem sănătoți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sigur că cu această ocazie vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că anul acesta, pe data de 9 iunie, ne-ați preferat să continuăm proiectele și dezvoltarea comunei noastre. Vă mulțumesc în numele meu personal și în numele colegilor mei, atât din Consiliul Local cât și din Consiliul Județean, dar și în numele colegilor care reprezintă țara noastră în Parlamentul, adică județul nostru în Parlamentul European și în Parlamentul României. Vă mulțumesc, vă urez în continuare distracție plăcută și acest eveniment pe care îl organizăm anual, consider că este și o ocazie de a ne reîntâlni cu familia, cu prietenii, cu rudele, pentru a ne bucura într-o zi de sărbătoare, într-o zi de vară, mai ales că sunt foarte mulți dintre consătenii noștri veniți acasă, în vacanță, la casele lor, la părinților și vă urez distracție plăcută, să ne bucurăm și să continuăm tradiția și muzica și dansurile populare, așa cum ne stă nouă bine, pentru că, într-adevăr, trăim într-un loc binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze comuna noastră, Dumnezeu să binecuvinteze Maramureșul. Vă mulțumesc și distracție plăcută! După discursul oficialităților, scena a aparținut în totalitate artiștilor și grupurilor folclorice care au avut grijă ca localnicii, dar și turiștii prezenți la festival să simtă că în comună este mare sărbătoare. Thank you.
voi.